We'll see you soon. Deci verificat la tine era un... Am... And looking to hold on for dear life. We will leave it in suspense for Milaki. That is important to know. Da, am emoții tot timpul la concurs. E normal că mai multe emoții constructive. Cum ați simțit cursa? Cea de la Pieror a fost ok, nu am ce să spun că am fost chiar bine. Așa. Am avut un avantaj destul de mare. Cea de la 8 a fost un pic mai trasă, mai... Da, da. Fugărit un pic. Da, s-a văzut că ați avut fină și ați ridicat un pic. Da, păi mi-am făcut treaba noastră. Cum o să fie? Vedem duminică. Au fost niște curse foarte reușite. Cea din Perone și de exact așa cum ne-am propus. Am plecat bine și am reușit să-i ținem la control, să ne ținem la control adversarii. Și în 8 s-a simțit puțin pe prima parte oboseala primelor curse. 5 dintre noi am dublat, dar a fost foarte bine și știm ce avem de făcut în finale și respectiv semifinale. Astăzi vremea a fost, nu? Ajutătoare. Da. Astăzi vremea a fost bună spre deosebire de zilele trecute. Sperăm să se mențină așa. E foarte imprevizibilă vremea aici. Asta ne dă puțin bătăi de cap, dar reușim să ne adaptăm și asta este cel mai important. Două curse foarte bune, fiindcă din ambele așa exact. Cum au fost, am avut de învățat. Am primit un bună dimineața și încă o atenționare că acest concurs este într-adevăr așa cum îl așteptam, foarte puternic, fiind un an olimpic. Mâine o nouă cursă, o nouă experiență. Abia așteptăm, sperăm la mai bine. Putem, cu siguranță, mai bine și mergem în continuare spre final. Din fiecare este ceva de învățat și cred că simțurile alea ale tale de killer abia acum s-au trezit anul ăsta. Uite zâmbetul. Da, nu pot să plâng, că nu am motive nici să plâng, nici să fiu supărată. Doamne, ferește! Fiecare rezultat a fost bun, așa cum a fost. Într-adevăr, așteptările au fost mai mari la prova de dublu, dar nu e rău. Aveam nevoie de această cursă. Cred că toată lumea avea nevoie să vadă că suntem oameni și competiția nu este ușoară, adică noi nu mergem la niciun concurs să câștigăm ușor, dar nu este nimic pierdut. Finalele se discută abia duminică. In this boat last year, so now joined by Gina Van Groningen, and sadly, looking very, very strong in that as well.
Da, a fost o cursă foarte bună. Am tras o primă mie de control și a doua mie am venit așa, în rit de cursă nu am mai urcat finish pentru că nu a fost nevoie, însă când am terminat și am văzut cât era recordul european, parcă mi era ciudat că n-am urcat puțin finish acolo. Încă un pic, ai găsit tu ceva ce mai trebuia să faci, nu? Da, bineînțeles că întotdeauna este loc de îmbunătățire, însă noi ne dorim foarte mult ca și sâmbătă să avem același parcurs și să câștigăm acest campionat. Poate fi aici primul european pe două mondiale, cât ați căutat ăsta, europeanul ăsta, nu? Într-adevăr, da, echipa noastră este mult mai legată și mai matură acum. De când ne-am regăsit, ca să spun așa, nu ne-am certat niciodată, nu a fost nicio vorbă de reproș. Din contră, doar discuții constructive, tot ce stai aici? Zice minciuni, nu cred. Bravo. Bravo și nouă. Ce facem? Fratele. Normal că... Inima și sufletul. Mi-a fost dor să fiu din nou la concurs și să fiu alături de cei mai tari sportivi, cei mai tari canotori din lume. A fost o cursă foarte bună, o cursă controlată, cursă pe care am făcut-o și acasă de multe ori. De când ne-am întors în acest dublu, am spus că ne-am întors altfel și mai mature, mai controlate și știm ce să-i facem bărcii. S-a văzut și astăzi. Sâmbătă mai avem încă o cursă și finală și mai avem mult combustibil pe care să-l lăsăm pe apă și suntem foarte încrezătoare că va fi o cursă pe care o să ne o amintim mereu. Eu nu cred că plecăm în finală cu prima șansă. Într-adevăr, am avut cel mai bun timp astăzi, însă când te alinezi la o nouă cursă, toate bărcile pleacă din același punct. Așa că trebuie să lupți din nou pentru a dovedi că ești primul. Ne dorim să luăm titlul european anul ăsta, primul de altfel și ultimul la categorie ușoară care poate fi obținut. Considerăm că avem mari șanse, privind cursele de astăzi și timpii pe care avem, noi avem cel mai bun timp. Dar așteptăm cursa de sâmbătă, nu putem să ne vedem deja cu medalia la gât până nu trecem linia de finish de la finală. A fost o cursă foarte bună, controlată, calmă, cum a fost dublul nostru în ultimele câteva luni de pregătire, de fapt de când ne-am reîntors împreună. Move up to take second place away from Switzerland by 3/4 of a length. Switzerland at third, half a length up on Romania for fourth. And then two of them dropped down to 35 strokes a minute, but in that push they went up over 45 strokes a minute. They saw an enormous lead. Poland and Italy take the 2 places through to the A final. And Italy crossed the line half a length up on the Netherlands, who have just under a length on Romania. Nu suntem fericiți purtători de urcători de... Well, Great Britain out in front, still holding a commanding lead. Romania goes to 37 strokes a minute as the last on Romania. Great Britain take the win, half a length up on Romania, who have a canvas on Italy, and then Italy have a length and a quarter. Hai, fratele!
haide, haide! Bravo! A fost... Știi aia cu microfonul? Maria, a fost bine, nu? Eu nu mai zic nimic. Dau coment. Au fost două curse interesante, grele, într-adevăr. Ne-am desfundat bine la 4. Ne-au surprins, ne așteptam să fie mai întărit. Am văzut regata de la Varese. Așteptam finala să vedem cum o să fie. Baftă! Mulțumim!